Am născut-o la 6,3 săptămâni, la greutatea de 1,3 kg. Și de acolo tot probleme, peste probleme, internări, peste internări. Și din cauza asta s-a ajuns... Ce diagnostic a fost dat? 7 diagnostici are. Tetrapareză spastică, epilepsie și... Numai dacă mă mai uit. E Izabela, Lorena și Alexandru. Lorena, câți ani are? 11, Alexandru 7 și Iza 14. Cei mai mici amândoi sunt la școală în Bistrița. Da, la numărul 1, școală specială. Cum se descurcă la școală? Lorena bine, cu Alexandru v-am zis că el e mai cu problema care o are. Neapărat trebuie să mă duc să-i dea tratament. Un pic, nu, între ele e mai greu și mai rău. Au făcut o depresie sau făcut? Da, da. Din ce cauză să fie? Nu pot să-mi dau seama ce l-au putut afecta chiar la vârsta lui. Acum, viața nu a fost ușoară. Ați plecat de lângă bărbat, nu? Și ați stat în casa fratelui? La un frate, după aia v-am zis la părinți, a fost fierărie, am scos fierele lui tata și acolo, în 2 metri, exact patul ăsta și două la pula l-am avut și soba. Și pe patul ăsta ne-am culcat 4 persoane. Și acum aveți totuși o căsuță. Da, mi-a ajutat bunul Dumnezeu și am făcut-o. Și asta e mai dureros, că acum că am un pic de spațiu pentru copii, e foarte dureros, că nu-s lângă mine. Îți nevoiți să stea la internat? Da. Păi n-am posibilitate ca să-i duc zâmbi. Că mi-e greu și lunea și vinerea. Că îi duc lunea și aduc vinerea. Cu ce mergeți după ei? Cu ce duceți? Cu ce aduceți? Cu autobuză nu prea... Că o singură dată i-am dus. Dimineața la 7 fără un sfert. No, e un pic mai greu trezirea pentru ei. Că vă dați seama că trebuie să-i trezesc la 5:30 până și-i pregătesc. Că nu poți să-i duci nici spălați, nici... O singură dată i-am dus cu autobuzul, restul tot cu prechim, cu ocazii. Și cu Luiza ce faceți când ați plecat? Păi, sora mea aici peste drum, mai vine ea, îi mai dă apă până și viu eu, îi mai face un foc, mai vine mama. Lucrați cu mani, ziceați că ați mai lucrat la mulți vaci, la... Ce ați găsit? Păi sunt obligată ca să fac lucrul ăsta cu Iza, după mine mai eu lăs cu mama, mai... Ce să fac? Că după banii și mi-i dă, cam nu prea. Că nu. Deci banii primiți... Da, sunt angajată ca asistent personal cu Iza. Dar păi și cu ea-i cheltuieli un pic mai mari. Vedeți că trebuie să bați pampers și... Pampersuri, medicamente zilnic, spălătura asta e zilnică și nu pot spăla, să crezi că ea e un detergent mai slab, mai după bani, nu se spală, că e miros, că e copil bolnav. Ați zis că ați primit o mașină de spălat, așa, dar nu aveți apă. N-am apă. De ce? Vă ați reușit să trageți până aici? Sau am tras-o, că uitați aici ai bazinul, am tras-o, dar nu știu cum. Poți că numai dacă e plin bazinul așa am eu apă. Și-ar trebui din altă parte și mă caustă cam peste 1000. Și n-am posibilitate. Chiar nu am posibilități ca să mai trag și apa și mi-e foarte greu. Și